Trebuie să le arătăm oamenilor ce senzațional a fost un weekend, băi, a fost senzațional. Cum a fost magician un weekend, spărgător de nunți, eu zic să vedeți chiar acum. A venit weekendul, așa că renumita gașcă de spărgători de nunți este prezentă la evenimente. Magie, ești pregătit în această seară să facem atmosferă la fiecare nuntă? Sunt pregătit, mai ales că avem o mulțime de nunți acum aici. E nebunie, nebunie. Și o să mergem la fiecare, o să le facem seara mai frumoasă, să vedeți reacții, să vedeți numere de magie extraordinare, incredibile. Și chiar magia la nuntă prinde foarte bine. Mamă, să vedem ce magie mai faci în seara de asta. De fapt, nunta este magică, uite. Ia uite, te cunoaște lumea deja. Salut! De la Maramureș. De la Maramureș. Te-ai uitat la spărgătorul de nunți? Nu. De la Măruță? Nu. Mă duc eu la nunți, le fac seara. La Maramureș, aici, la New York. Acolo. La New York? Ne vedem. Ești acolo? Sunt toți de la Maramureș. Nu chiar. Mireasa e de aici, dar se trage din Maramureș. Aolo! Și Mirele? Da. Tot așa. Cât ai la nuntă în seara asta? Ai venit secret. Cu soțit? Da, cu soțit? Părinți. Ha? Părinți. Cu părinți. Multă lume acolo în costum popular, așa? Nu. Cât dați, mă, așa? Cât merge pe aici? Cu bani? Cu bani, dar cât bani? Cât merge, secret. Cât merge dar? Secret. Da, 10-12 milioane să dă? Puțin. Puțin, dar mai mult. Bravo. Păi ai venit și cu părinții, mă. Dai 15 așa, 15-20. Ești, dacă ești apropiat de mireasă, să duce în 20. E puțin 20. Zău? Hai, uite, mă, dracu, hai, mă. 20 pune vecinul. Hai, mă, cel mai lasă, jos. Mă. Hai că suntem la nuntă cu pretenții. Trebuia să ne iau nevastă de Maramureș. Haideți. Păi la Dragul Mireș, așa merge. 10-12 milioane. Merge, dar băiatul zis, o să fiu un stat în pene. Valeu, valeu, câte scări avem de urca magii. Haide. Hai să mergem. Hai, ești pregătit? Hai peste ei, da. Băieții, ești pregătit? E totul în regulă? E totul pregătit acolo. Oare mamă, în ce mamă, moment? Ce mă dor picioarele, merg eu la sală, da. Hai că ți-a prins bine acum la sală. Hai, câte... băiatule, hai, Costi. Bună seara, casă de piatră! Nu, am venit să vă fac seara mai frumoasă. Salut, DJ Nato! Deci tu muzica mai încet. Bună seara, numele meu este Robert Tudor, suntem de la Măruță și intrăm peste fiecare nuntă și le facem oamenilor seara mai frumoasă. Astăzi am înțeles că mireasa e din Maramureș. Vă trageți de Maramureș? Casă de piatră! M-au întâmpinat oamenii cum trebuie, ne-au întâmpinat cu Pălincă de la Maramureș și acum am să vă arăt un număr incredibil, imposibil, inimaginabil. Țigara este aici în față, se ridică singură, îi dau drumul, pleacă. Mâinile sunt complet goale și ea pleacă. Și acum o să treacă printr-un inel, este inelul făcut din degete. Trece, nu e absolut nimic, nimic pe deasupra, nimic pe dedesubt. Nimic pe deasupra, nimic pe dedesubt și pleacă, trece printre degete. Coboară. Și se ridică. Mâna stângă, e foarte tare. Vine în partea dreaptă. E foarte tare. Rămâne aici și atenție, ușor. Suflu și dispare. Casă de piatră! Veniți, vă rog, lângă mine să mă ajutați. Mulțumesc mult, thank you. De cât timp sunteți împreună? De 10 ani. V-ați întâlnit în Maramureș? Veniți aici în partea asta să vă vadă toată lumea. Sunteți foarte frumoși, să știți. Rar nimeresc nunți în care să fie ambii frumoși. În general, ba generică era urât. Țineți minte când v-ați întâlnit în urmă cu 10 ani? Da, ține minte. Țineți minte. Aș vrea să luați o carte. Luați o carte, orice carte. Nu contează, uitați-vă la ea. Și vreau să scrieți pe acea carte, să scrieți cuvântul care reprezintă această familie, care de astăzi sunteți o singură persoană. Am scris cuvântul. Spuneți stop când doriți dumneavoastră, spuneți stop. Aici, da? Puneți cartea în pachet. Puneți cartea în pachet, fără să o văd, fără să știu. Toate cărțile se duc peste cartea dumneavoastră. Vreau ca dumneavoastră să dați cu mâna pe deasupra, cu mâna pe dedesubt, să vedeți că nu e nimic. Dați cu mâna pe deasupra, cu mâna... a la cărți. Cu stânga sau cu dreapta? Cu care doriți.
Nimic, da? Las cărțile jos, nu mă ating de ele, pentru că acel cuvânt pe care dumneavoastră l-ați scris este foarte puternic. Cărțile sunt acolo, jos. Sunt cărțile jos și nu le ating. În momentul ăsta, cărțile se desfac pentru că acel cuvânt poate mișca munții. Spune stare, ce scrie pe acea carte? Ambiție. Ambiție. Cartea iese din pachet, luați dumneavoastră cartea, nu mă ating de ea. Ambiție este cuvântul care reprezintă această familie. Și pe acea carte este scris ambiție. Primul număr de magie care se mulțumesc întâmplă live în fața mea. Mulțumesc minunată, vă doresc, la revedere! Cum a fost să o păstrez? A fost incredibil, primul număr pe care l-am văzut live de magie în fața mea. Sincer, nu am crezut în așa ceva până acum în magie, dar cred că din seara asta încep să cred. Pentru fiind o seară magică, începem să credem în magie amândoi. Asta e, se schimbă lucrurile din această seară. Doar 7 e ziua mea de naștere, ceea ce contează și mai mult. Exact. Nimic nu e întâmplător. E cifra noastră, da. Nu mai este coincidență. Cred că încep din seara aceasta. Totul este magie. Se așează toate așa, parcă, nu? Exact, exact. Am înțeles. Noi este ne numim uitor. Spărgătorii de nunți, așa am zis. Sper că n-am spart nunta. Nu, nici într-un caz. A fost o surpriză foarte plăcută. A spart-o cu un moment de veselie și bucurie pentru noi. Atunci ce să zic, să curgă Horinca, să înceapă dansul, petrecerea și să vă distrați și Casa de Piatră în continuare. Mulțumim frumos încă o dată. Să curgă Horinca, mulțumim, fain, distracție faină. Seară faină. Seară faină, seară faină la revedere. Hei, doamne, ia spuneți-mi, cum vi s-a părut? A fost senzațional. Noi ne bucuram că nu ne-a dispărut mireasa. Noi de aia ne bucuram cel mai tare. Era să nu ne dispară mireasa. E? Cum vi s-a părut? Suntem spărgători de nunți, adevărat sau nu? Sunteți de-a dreptul. Spectacolul de magie a fost apreciat de toată lumea, așa că oameni ospitalieri, nuntașii nu l-au lăsat pe Robert Tudor să plece fără să guste din bunătățile Maramureșului. Ca prin magie, în brațele lui și-a făcut apariția și o sticlă de horincă, un cadou din care bărbaților din Finteușu Mare a insistat ca Robert să guste bărbătește. Cu dedicația asta, știi? Da. Că cealaltă, na, măcar să știu unde ai fost. O iau și pe aia altă. Mulțumesc mult, mersi. Să rămână mult de tot și petrecere magii frumoasă. Mulțumim. Vino cu ace magic, au zis oamenii că mai au o surpriză pentru noi. Ce mai? Nu știu. Pentru mine au surprize, uite. Gata, deja ai primit-o? Cosmin și Gina. Horinca, să nu mai ziceți țuică sau alea, părinte. Horinca, Horinca să fie atunci pentru toată lumea. Bună, mulțumim mult de tot. Să înțeleg că astea sunt mărturiile voastre în această seară pentru toți invitații. Sunt mărturii la o scară puțin mai mare și mărturiile sunt la o scară mai mică. Perfect. Mulțumim tare mult. Usturașul, mă, că dacă ți-am dat apă nu ușii. Usturașul și vezi dacă... Da, să-mi gust, băi. Dacă ți-am dat. Ciuște. Să-i facă? Să gustulească. Guștulește-o, magii. Ce te uiți, băi? Ce te uiți, băi? Dacă mă dai greu. O păstrăm. Haideți că am plecat, vă mulțumim mult de tot, chiar apreciem sănătate. Ce faci? Mai magii, să plecăm. L-am pierdut iar pe magician, nu mai știu ce să fac cu el. Am ajuns la o nuntă, nici nu pot să descriu. Trebuie să-l iau de aici neapărat pentru că mai avem o grămadă de treabă. A fugit cu mireasa, nu știu unde. Hai de magii! Bă, mireasa? Ce faci, mă, omule, băi? Bălele! Ce faci? Nu mai pot să-l iau! Dar nu l-am crezut! Dar nu l-am crezut! Dar nu l-am crezut! Ce? Din Dragomirești! Baleu, vecin! Băi, dar... Ați văzut aici ce-a putut să facă? Cum să nu? Mai facem noi spectacole în seara asta? Nici bine, magii! Mai facem ceva eu! Că m-am plecat de aici! Că am amețit puțin! Ia uite! Ce faci? Bă, dar bună e, bă! Asta nu e desfăcută! A, ia uite, s-a desfăcut. Haide, mergem mai departe. Haideți, băieții. Ce mai contează? Trebuia să-mi dea telefonul, mă.